Din 18 rideri prezenți la start, sistemul eliminator a lăsat doar 4 concurenți în finala de la Avrig. Dinamovistul Ede Molnar s-a adaptat cel mai bine pe traseul accidentat și pe ultimii metri a forțat cât a trebuit pentru a-și trece în palmares al doilea titlu consecutiv la Cross Country Eliminator. Am vrut să încerc să țin titlul de campion național și am câștigat anul trecut. Și până la urmă am tras tare și am putut să fiu primul. A fost destul de greu, mulți butuci, multe viraje, porțiuni tehnice. După primele două viraje era foarte greu să mai depășești, doar dacă ceva mai făceau greșeală mai putea să depășești un rider.